Revenim, stimați telespectatori, la emisiunea dintre sute de ziare, emisiunea cu cea mai mare audiență pe acest segment de oră din România. Lângă mine a apărut colegul și prietenul Radu Tudor de la Libertate, n-am mai fost de mult. Radu Nistor, iarte, trebuie să vin cu, da, trebuie să vin cu porcușorul, nu mai venim. Așa, iar alături de noi, domnul deputat Alin Bucur de Telorman Alexandria. Iată că astăzi, domnule deputat, bună ziua. Bună ziua, bine. Când Dan Diaconescu direct își serbează ziua, îi adresez noi pe această cale un sincer la mulți ani, pentru că este colegul nostru de presă mai întâi și apoi cu politica aici, că am stricat-o el. Iată că i-ați făcut un cadou, o surpriză. V-ați gândit să plecați de la PPDD? Eu am plecat de mult. Dar astăzi i-ați comunicat, așa? Să vă știi. Nu, de mult. Știa, eu, de fapt, nici n-am plecat. Am fost primul deputat exclus. V-ați certat cu Diana Voiculescu, înseamnă? Nu m-am certat cu nimeni. Nu stă în caracter să mă cert cu cineva. Pur și simplu aveam ideile mele, aveam o anumită viziune, n-am fost ascultat nici până în ziua de astăzi. Nu știți de ce, exact de ce am fost dat afară. Alții vă vizau locul, știm, din ce știm noi pe Dan. Da, alții poate vă vizau locul. Istoria, știți cum e istoria, e istorie, n-are rost să mai revenim. Am ajuns la un partid unde mă simt foarte bine, am ajuns într-o familie, suntem un partid mic, dar un partid consolidat, cu oameni de valoare și chiar mă simt bine. Radu, tu-l cunoști mai bine pe domnul deputat, da, activitatea dânsului. E unul dintre aleșii care nu, să spunem așa, nu vor să stea pe sticlă sau în ziare. El are o altă viziune, el vrea să facă și uite, practic, nu numai acum, dar acum poate mai mult, pentru că ne aflăm, iată, în Sfântul Post al Nașterii Domnului, vin sărbătorile, domnul deputat s-a gândit la să, copii, că ei sunt să continue ceea ce a început. Dânsul a avut și un caz tragic acolo la el, dar n-are rost să-l pomenim pentru că așa a fost să fie. A stat o fetiță să se opereze, după care anumite, să spun așa, complicați. S-a întâmplat să ce se întâmple. Practic ce a făcut domnul deputat în aceste zile? Adică practic ceea ce faceți telespectatorii vor vedea pe imagini niște fotografii exclusivitate. Asta faceți nu numai de când sunteți deputat, am înțeles, că ajutați de mai foarte mult timp împreună cu familia mea care așa m-a crescut. An de an, de Crăciun sau de Paști, alegeam câte o casă de copii, cât un azil de bătrân la care mergeam și dăruiam din puținul nostru atât cât puteam să mai aducem un zâmbet sau o bucurie în sufletul cuiva. Eu sunt de părere și îndemn pe toată lumea să facă lucrul acesta. Ai un sentiment minunat după când aduci zâmbetul cuiva pe față, te simți mai bine, te simți mai uman, te simți mai împlinit. Știți cum e? Fiecare avem greșeli mai mici sau mai mari. Corect. Fiecare. Dar câteodată trebuie să fim și umani și să aducem o bucurie cuiva. Și acum câteva zile, chiar de Moș Nicolae, am ajuns la mine în colegiu și am fost la o casă de copii și la un azil de bătrâni. Și cu puținele daruri care am putut noi să le ducem, cred că le-am făcut viața mai frumoasă. Și pe ecran, de fapt, se vede. Și da, rugăm colegii din regie să pună imaginile de la pentru câteva secunde am putut să le aducem o bucurie și un zâmbet. Ceea ce pentru mine a fost și împreună cu toți cei care am fost prezenți acolo a fost ceva deosebit. Dar am înțeles că ați ieșit de acolo cam tulburat, așa cam. Așa este, pentru că erau copii cu dificultăți în a vorbi, copii cu probleme care pur și simplu mă strângeau de mână și erau atât de fericiți și ne-au impresionat foarte mult. Uite, uitați, văd că ați fost cu domnul președinte. Da, chiar îi mulțumesc domnului vicepremier Gabriel Oprea că a fost alături de noi și am reușit împreună să aducem un pic de fericire în sufletul acestor copii și acestor bătrâni. Știți cum se spune? Bătrânii sunt cei care ne-au crescut și ne-au adus unde suntem astăzi și copiii care reprezintă viitorul nostru și ar trebui să fim mult mai atenți și să îi ajutăm mai mult. Corect. Domnul deputat, am înțeles că o să aveți o inițiativă un pic mai ieșită din comun pe o chestiune pe care, iată, încă niciun ales în 23 de ani, noastră la primul mandat, practic astăzi aveți un an de mandat, să spunem, la mulți ani, multe mandate înainte. Ce v-ați gândit să faceți săptămâna viitoare? M-am gândit să
apelez la colegii mei și la... Cred că fiecare avem un suflet și cred că fiecare putem fi mai bun la un moment dat și să găsim fiecare atât cât putem să donăm câte o mică sumă pentru a face bine altor oameni, altor semeni de-ai noștri, în funcție și de ce probleme au. Și am înțeles că avem nevoie de un tomograf la un anumit spital, da? Care nu-i dăm numele. Ba, puteți să-i dăm numele, la Spitalul de Copii din București. Exact, și cu toții să punem mână de la mână, cum se spune pe românește, și să... Deci din taxele forfetare, din, din sumele, sumele forfetare, practic, sau... Din banul, banii dumneavoastră. Din banii, banii noștri. E prima dată când se va întâmpla din indemnizația asta, care o luăm, măcar acum de sărbători, atât cât putem fiecare câte puțin să punem mână de la mână, cum v-am mai spus, să putem să... Să arătăm că, practic, aleșii și fac ceva efectiv, nu doar stau acolo în Parlament și cum îi prezintă presa, ridică mâna, dorm sau se scobesc în nas. Practic, ajută și ei și fac ceva din... Oricum, nu aveți o leafă foarte mare, lumea trebuie să știe acest lucru, dar cât de cât se poate. Nu contează, eu am spus, nu contează ce leafă avem sau cum. Și o vorbă bună spusă la timpul potrivit poate aduce o bucurie. Dar cu atât mai mult, dacă atât cât putem, mă repet, fiecare vom dona o anumită sumă, cred că vom putea contribui și noi la acest, la cumpărarea acestui tomograf, care înțeleg că depinde... Da, e, și, e, și e destul de scump. Cum vă gândiți să faceți chestia asta? Depind vieți omenești și... Păi vom aduce câte o cutie... Una pentru senatori, una pentru deputați. Foarte în Parlament. La sfârșitul sesiunii, să doneze fiecare. Vom are legătura și cu reprezentanții spitalului să trimită pe cineva să fie de față acolo. Perfect. Că banii pleacă chiar la ei, să nu se zică. Da, bineînțeles. Exact. Și eu sper și sunt foarte convins că și eu, și ca și colegii mei, vom putea face acest gest și cred că vom aduce o rază de speranță pentru semenii noștri care au nevoie de așa ceva. Deci aveți o speranță că se va strânge ceva acolo? Sunt ferm convins, am cunoscut pe foarte mulți dintre colegii mei, sunt oameni de calitate, oameni care vor să ajute și nu-mi fac probleme că nu vom reuși să contribuim și noi cu ceva la rezolvarea acestui lucru. Măcar, uite... Practic, dacă nu sunt bani în sistemul de sănătate, nu sunt bani nici în buget, că ia uite, încă nu avem buget, o să mai veniți un pic la muncă, asta e? Nu este nicio problemă, sunt de acord să venim la muncă, dar măcar să venim cu folos și măcar ușor, ușor, fiecare să contribuim câte ceva, să facem câte ceva pentru semenii noștri. Și... Apropo de semeni, la noastră în circunschimb, ce mai e nou pe acolo, pe la Alexandria? Ce se mai întâmplă acum la sfârșit de an? Orașul e dotat cu luminițe corespunzătoare? Știți cum e, toată lumea se pregătește pentru sărbători. E o agitație continuă. Orașul cum arată? Orașul e curat. Da, luminițe, tot ce trebuie, nu? Tot ce trebuie. Mai mult acum am reușit și noi să aducem câteva zâmbete, atât cât am putut, pe unde am primarul fost. Primarul de la ce partid este la noastră? De la PSD. De la PSD. Se ocupă, nu? Deci e din coaliție. Se ocupă, fără nicio problemă. E un lucru bun, practic. Iată, domnul deputat, având această idee, poate unii o să zică că... Cu cutiuța e, da, foarte, cu cutiuța interesant. E foarte interesant. Vreau să vă întreb așa, sunteți... Pentru prima dată în Parlament, practic, ați luat viața politică de la zero. Cum vedeți Parlamentul, cum vedeți Casa Politică la un an de mandat? De mandat? E cum v-ați închipuit-o, e ce ați văzut la televizor, acum, trăind acolo, între ei, ridicând mâna, votând? În primul rând, este o experiență și lucrurile se mișcă așa cum se mișcă. Eu sunt o persoană mai pacifistă. Eu nu sunt de acord cu cearta asta care se întâmplă zi de zi. Zilnic, da. Și nu ar trebui să facem diferențe. E de la PSD, de la PPDD, de la UNEP. La final, lumea ne-a ales pe toți pentru că și-a pus baza în noi și speranța în noi. Și noi acolo nu ar trebui să facem o răzbunare. Ce a făcut PDL-ul când a fost? Ce face USL-ul acum când e? Cu toții ar trebui să... Adică să construim, să nu? Să construim și să lăsăm cearta și problemele
și răzbunările acestea inutile, pentru că nu se mai poate rezolva. Ce s-a stricat și dacă tot ești de vină, tu să arătăm cu degetul. E simplu, în ziua de azi toată lumea arată cu degetul. Moștenirea. Ar trebui să nu mai arătăm cu degetul și să începem să construim. Iată o telespectatare. Și dacă am fi cu toții colegi și ne-am înțelege, eu cred că am ajunge acolo unde ar trebui și cred că s-ar putea rezolva multe din problemele care le avem la momentul acesta. Iată că din teatrul nostru, din Alexandria, poate chiar din circunscripția noastră, doamna Mioara Tudor, vrea să ia legătura cu noastră pentru că are doar un ajutor de șomaj simplu, are 3 copii și nu, zice, dânsa nu prea are ce să le dea de Crăciun și de... O puteți ajuta? Ar fi bine cum, să le spuneți birou, cum pot lua legătura cu parlamentar, cum pot lua legătura cu noastră? Deci numărul meu de telefon este... îl găsește pe Camera Deputaților, da, de site-ul. Pe site. Sau acolo, la Alexandria, găsi, unde? Că dânsa în Alexandria, pe calea București. Da. Avem birou parlamentar, dar cel mai simplu pe internet găsește numărul meu personal și... Deci o puteți ajuta cu niște hăinuțe pentru copii? Niște... Acum vă dați seama, nu știu dacă pot eu să ajut pe toată lumea, că am foarte multe cereri de astfel de gen. Să o treceți pe o listă acolo putem de priorități sau să vină să vă demonstreze ne interesăm cu ajutorul ce social. Probleme și să vedem ce putem să facem. Domnule, okay. Tate, cum e pensia pentru alocația copiilor în România? Îmi vine să zâmbesc. Este, de fapt, nu e de zâmbit, e de plâns. E de plâns, este... corect. Foarte mică, dar sunt vremuri grele în țară la momentul acesta. Eu sper că putem găsi soluții și în continuare cred și în anul ce va veni, cred că cu toții ne vom zbate să găsim soluții și să putem să rezolvăm problemele care sunt. Trăim niște vremuri foarte grele și este foarte greu să... Dar încă o dată spun, cu toții ar trebui... măcar ce putem fiecare să ne ajutăm aproapele. Și dacă am ușor am începe fiecare să fim mai bun, să ne ajutăm, eu cred că putem ajunge să rezolvăm din problemă. Și presa, am spus-o și o repet mereu și n-aș vrea nimeni să se supere pe mine, este vinovată de ceea ce se întâmplă. Pentru că promovăm tot ce este negativ. Atâta timp cât promovezi negativism, atragi negativist. Haideți să promovăm și lucruri frumoase și fapte bune și întotdeauna noi căutăm numai ceartă. Uite, acum promovăm un lucru bun. Un lucru bun. Exact, dar nu, v-am spus, fiecare dintre noi avem greșeli. Cine spune că n-are greșeală, nu există. Fiecare avem mai mici sau mai mari. Dar Iisus n-a avut dar greșeală. Dar haideți să promovăm și lucruri bune. Noi să nu mai promovăm tot felul aici de, la emisiune de scandaluri și de... promovăm lucruri bune. Înainte de a-i mulțumi domnului Alin Bucur, stimați telespectatori, am 2 anunțuri de făcut. În primul rând, un anunț de maximă importanță. S-a pus bazele, anunțat Ziarul Național de astăzi, înființării unui nou serviciu secret în România. Este vorba de serviciul de informații al sistemului sanitar. Deci atenție, toți managerii care de azi înainte mai trucați licitații, mai luați pagă. Domnul Nicolaescu chiar a avut o reacție în această seară, a spus că îl doare în cot, între alte cuvinte, de acest serviciu. O să vedem. Mâine colegii de la Libertatea, Radu Nistor, aici, va veni cu noi dezvăluiri în exclusivitate și cu noi informații despre acest serviciu secret, nu, Radu? Da, categoric. Chiar o să găsiți în ziarul de mâine și numărul de telefon al șefului, care nu se prea dă șeful de serviciu. Din spitale, din sistem. Poți să intre, să le spunem așa, agent sub acoperire, să-i dea în gât pe șpăgari, pe mizerie și alte... Ce părere aveți, domnul care condiționează actul medical de bani. Deci, ca să nu fim nevoiți să ajungem la aceste lucruri, în primul rând trebuie apreciați medicii noștri. Și... Noi n-am zis nimeni, dar sunt unii care condiționează actul medical. Așa este, dar vă dați seama, atâta timp cât... luăm exemplu, un salariu, 9 milioane, un medic care mai are și 2 copii acasă. Viața îl îndeamnă să facă anumite greșeli. Mai nu, mult sistemul decât viața, că sunt foarte mulți medici corecți și chiar sistemul viața e prost. Prin sistemul, adică propune prin să le dăm sistemul, lefuri. Exact, ar trebui găsit o soluție, cei care ne reprezintă. Poliție, învățământ. Sănătate, educație. Cultură, corect. Ar trebui
Dar părerea noastră e bună în ființarea acestui sistem cetățenesc, că nu este un sistem real de informații, ci el este mai deci mult ca după o... părerea mea, și care va strânge informații la de la... Un medic care și-a ales profeția asta ar trebui să o facă din suflet. Are și un jurământ. Și exact. N-ar trebui să ceară niște bani. Asta mi se pare... inuman, da. Dacă pot spune așa. Luați mâine ziarul Libertate, ar acolo trebui veți vedea mai multe amănunte. Când faci o profesie de acest gen, ar trebui să o faci cu sufletul și să fii dedicat și... Asta vrea, credem, să și impună și să fie... Ce faceți de sărbători? Foarte pe scurt, că nu mai avem timp. De sărbători Crăciun în familie, iar Revelionul în țară. Așa l-am petrecut de mulți ani. Sunt mai naționalist așa eu și... Mulțumim, domnule Alin Bucur. Vă mai așteptăm mulțumesc. Și într-un an cu bine pe 2014. Și a doua informație pe care vreau să vă dau săptămâna viitoare, Radu Tudor se dă peste... Radu Nistor. Ia ce avea cu Radu Nistor. Se dă aștept peste cap și vine cu cea mai frumoasă parlamentară din România. Așa e, e România. Cea mai frumoasă. Doamna, care e cea mai frumoasă? Doamna Elena Udrea va veni aici la noi, la Nașul TV. Eu, sincer să fiu, am ajuns în Parlamentul României, nu să mă uit după cea mai frumoasă sau cea mai îmbrăcată. Acum, fiecare femeie este frumoasă în felul ei și fiecare om este frumos în felul lui și... Dar cea mai sexy, na. Rămân la aceste aprecieri. Nu vrea domnul departe, deputat, nu vrea să spună nimic. Să nu-i facem probleme acasă, am înțeles. Nu, acasă nu e vorba de probleme, dar nu am venit acolo să fac aprecieri de genul acesta. Am venit acolo să-mi exercit meseria pentru care am fost ales de cetățeni și nu să fac critici sau... compliment de la adresa fiecare. Deci Radu Nistor, săptămâna viitoare cu Elena Udrea de mână aici, va face un experiment în premieră. Vrem să nu va mai da nici cu mopul, nu va mai tricota, nu va face nici sărmăluțe, altceva va face. Și ca să vă spun, într-un fiecare om ne-a lăsat și ne-a creat Dumnezeu să fim frumoși în felul nostru așa cum sunt. Corect. Mulțumim, domnule deputat, mulțumim și eu vă mulțumesc, Radu Nistor. Bună. Stimați respectatori, rămâneți în continuare alături de Nașul TV, pentru că doar aici oricine își găsește cu adevărat Nașul la Nașul TV. Seară bună!